În aceste luni de vară, atenția primarului comunei Bughea de Sus a fost îndreptată către lucrările de introducere a rețelei de canalizare. Până în prezent s-au îngropat 19 km de conductă, iar de-a lungul a 10 km s-au realizat și branșările. Odată finalizată această investiție, aproximativ 95% din suprafața comunei va avea canalizare. Până în prezent, 60% din totalul lucrării este finalizat. În momentul de față suntem într-un stadiu de circa 50-60%. Sperăm ca până undeva anul viitor, iunie-iulie, să putem să facem probele. Sunteți în grafic, domnule primar, sau ați depășit perioada? Suntem aproximativ în grafic, conform ultimelor discuții care le-am avut cu reprezentanții firmei Eurocogene, este firma care a câștigat această licitație. Ei vor să achiziționeze stația de epurare undeva în perioada lui septembrie. Mai sunt unele detalii. Această stație de epurare are o valoare destul de semnificativă, este vorba de circa 800.000 de euro și atunci deja vom fi aproximativ în grafic. E adevărat, pe perioada pandemiei și ulterior de stării de urgență și stării de alertă, ne-a cerut unele amânări pentru că nu totdeauna au găsit semifabricatele la timp și am fost de acord cu problema respectivă. Dar suntem aproximativ în grafic. Sursa de finanțare? Sursa de finanțare am avut din bugetul local o anumită parte și marea majoritate pe Ministerul Dezvoltării. Da. Proiectul este undeva la circa, per total, deci până în 20 de milioane, adică până în 200 de miliarde de lei vechi. Ce înseamnă? Cât acoperiți cu această rețele de canalizare? Ca și acoperire suntem undeva la peste 90-95%. Când spun lucrul acesta, pe raza comunei noastre au fost și încă mai sunt unele străzi acolo în zona de nord, care nu au fost catalogate ca străzi de interes local sau drumuri comunale, nu au fost prinse în proiect la momentul în care s-a făcut proiectul și mai avem câteva gospodării undeva spre zona Bughea de Jos, Bughea de Sus, unitatea administrativă, se întinde până undeva la podul de la Bughea de Jos. Toată zona dreaptă aparține de noi. Acolo credem noi că vom face un protocol când vor rezolva cei de la Bughea de Jos. Ar fi fost nevoie de 2-3 pompe pentru cele 3-4-5 familii care sunt acolo. Cu eforturi considerabile s-a reușit să se finalizeze și proiectul de asfaltare a mai multor drumuri comunale. Pentru unele dintre acestea s-a obținut și promisiunea unei finanțări. La ora actuală se lucrează pe câteva străzi care fac legătura cu municipiul Câmpulung. Avem depusă cererea pentru modernizarea unor drumuri de interes local, comunale și de interes local. Este un studiu de fezabilitate de circa 14 milioane. Considerăm că vom fi prinși și noi pe structura de sinteză și ulterior intrat la finanțare, numai că ne-a cerut unele lămuriri și acele lămuriri este vorba de cărțile funciare la acele drumuri de interes local și drumuri comunale. Noi am avut două dintre cărțile funciare neconforme, să spunem așa. Am avut discuție cu topometristul, cred că astăzi deja au fost depuse, undeva până vineri se vor reabilita, adică se vor reface și le vom depune cu memorul respectiv și credem noi că vom fi foarte repede anunțați că suntem în sinteză și vom fi introduși pentru finanțare și cu aceste drumuri de interes local și drumuri comunale pentru modernizarea lor. Care sunt aceste drumuri? Aceste drumuri pe care le-am prins sunt următoarele drumuri, după cum urmează. Este vorba de fundătura Creții, deci undeva pe Măgură, fundătura Crețu. Este vorba de strada Cândea, tot pe adiacent Măgurii. Avem strada Valea Siliștii, cea din fața primăriei și care unește tot cu Măgura. Avem undeva din Dejeu, paralel cu Gruiu, avem strada Trufășești. Dincolo de zona mea, peste râu, se numește strada Râului. Este intersectată de drumul județean și ulterior se numește strada Izvoarelor și nu în ultimul rând strada Poligonilor, acolo în zona de nord, unde va avea loc și va avea și un pod. Deci se va executa și un pod peste râul Bughea,
cum îi spunem noi, lucatoni. De da. Fapt, s-a executat un pod și urmează încă unul ca să poată să aibă un traseu destul de bine determinat pe lângă Pârâul Buc. Nici introducerea rețelei de gaze nu a fost lăsată deoparte. Pentru a avea câștig de cauză în vederea finanțării, Comuna Bughia de Sus și Comuna Bughia de Jos au făcut un proiect comun de introducere a rețelei de gaze în cele două localități. S-a întocmit studiul de fezabilitate, iar proiectul este gata pentru a primi finanțare.